astăzi efortul acesta de a sluji, de a binecuvânta, de a căuta să întărești, de a căuta să apropii sufletele care astăzi sunt departe. Eu caut să le apropii totdeauna. Dacă îi faci și tu ca mine, zice Domnul, să cauți să apropii, că și eu sunt acela care am căutat să apropii. Am căutat să unesc, am căutat să dăruiesc. Din darul ce l-a făcut, din darul acesta a ajuns și la tine, aș vrea ca acest dar să și fără plată și fără bani și pentru tine să faci lucrurile acestea cu credincioșie, să știi că aici n-ai niciun câștig, dar iată, îți va veni câștigul tău din altă parte, de acolo, de la Domnul, acolo este putere, acolo este tărie, dar tu cu puterea ta mică caută, trăiește, sfințește-te cu lucrarea la care ești chemat, fă lucrarea pentru toate lucrurile acestea, caută și o te ostenește, că și eu n-am obosit a face bine. Da, tu, de câte ori ai făcut lucrurile acestea și poate ai zis că ai venit obosit într-un drum și trebuie să mergi pe altul drum, dar fă lucrurile acestea, că și iată, zice Domnul, oameni de felul acesta îți vrea să fiți. Oameni care se înțesc cu unul cu altul. Oameni care, iată, nu mai se înțește nimeni cu dânsii, tu trebuie să se înțești. Cu cel neajutorat, cu cel neînsemnat, ce folos dacă fratele tău te șinsește și tu îl șinștești la fel. Dar fratele tău care nu te poate șinsti niciodată, decât să spună Domnul să-l binecuvintez, da, frații aceștia, am avut eu, am eu și aș vrea să ai și tu, frații, de felul acesta, să cobori acolo unde este nevoie, să legi și să ajuți, să sprijinești și să dai impuls și putere, pentru că îi vei face tu și eu sunt gata să-ți fac pentru tine toate lucrurile acestea și să-ți dau putere de a lucra pentru lucrarea aceasta. Și nu te uita, căci alții îți văd de drumul lor. Tu să vezi de drumul la care te-am chemat, de lucrarea la care te-am chemat. Și atunci, într-o zi, vei fi fericit. Pentru că aici, fericit, poate nu le găsești. Dar eu am binecuvântat și îți voi binecuvânta rodul muncii tale. Și te voi binecuvânta și nu-ți va lipsi pâinea, pentru că și mulți cer o bucată de pâine și de multe ori nu au primit pe cineva cu adevărat la ei să vadă că depind de cineva. De aceea pe mulți am trecut prin lucrurile acestea și prin lucrurile acestea. La voi nu a fost poate caz în felul acesta, dar demet folosul managam fere de mine. De multe ori mă folosesc de oameni de felul acesta și de multe ori ei mă slujesc și așteaptă, cum așteaptă străjerul dimineața să se înfățișeze și să vină la mine. Dar mai puțin vreme mai este și vor veni și eu sunt acela care voi lega toate rănile lor și dacă cineva a fost pus să lege răni, să facă lucrarea la și-i chemat și nu-o făcut-o. E begot faldo managa, cum se va pățișa înaintea mea? Pentru că și el așteaptă și el oplat. Te-am trimis în via mea, te-am trimis în lucrarea mea, lucrează cât este ziua. Pentru că și iată, vreau să fii lucrător împreună cu mine, pentru că și mulți astăzi nu mai lucrează numai pentru dânsii, pentru pântice lucrează și pentru foc. Vedeți bine lucrurile acestea. Oameni care, iată, sunteți astăzi în colțul acesta, uitați-vă cu băgare de seamă pe cine cinstiți, pe cine lăudați, pe cine ajutați, pentru că și-aș vrea să ajutați pe cel care îl ajut eu. Eu ajut nenorocitul, văduva, orfanul
și pe cel ce nu are pe nimeni, pășesc la fel, că și iată de acolo veți avea plată. Caută și trăiește în felul acesta și vei fi binecuvântat și iată în urma lucrurilor acestea vei avea parte cu mine. Caută ceea ce n-ai făcut astăzi să faci măcar mâine, pentru că mâine ți-am lăsat o zi pentru tine, dar pentru unii n-am lăsat-o. Tu pornești cu avânt astăzi să faci lucrurile acestea și nu amâna. Dar dacă cumva te gândești mâine să faci ce ai spus cu gura, caută și împlinește și trăiește, că și Domnul tău se bucură de toate lucrurile acestea, trăind, făcând ca El și iată chiar de multe ori suferim, pentru că și iată suferința te face de multe ori mult mai bun și mult mai înțelept și mult mai răbdător. Iisus este Domnul și Iisus a coborât în trup. Amin.